Sute de membri și simpatizanți ALDE au participat ieri la o întâlnire cu conducerea partidului în frunte cu președintele Călin Popescu-Tăriceanu, precum și cu unii dintre candidații alianței la alegerile europarlamentare de duminică. O notă aparte pentru modul în care președintele ALDE a fost primit de gazdele de la Vaslui cu un colac mare pe care scria ALDE, Tăriceanu fiind invitat să guste din țuica specifică județului nostru. Dragi colegi, țelul unui om politic trebuie să fie bunăstarea cetățenilor. În timpul mandatului pe care l-a avut ca prim-ministru al României, țara noastră a înregistrat cea mai mare creștere economică din Europa. Au crescut pensiile și salariile, încât se vorbește și astăzi despre acea perioadă.
a atras investiții străine semnificative și țara noastră a devenit membră a Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, președintele Senatului României, președintele partidului nostru și din decembrie președintele României, Călin Popescu Tăriceanu. Ceva. Haideți să ne concentrăm întâi de toate pe alegerile care au loc duminică și după duminică vă promit că o să ne ocupăm și de candidatura la prezidențiale, o să stăm să analizăm noi, între noi, în partid, o să discutăm și cu cei de la PSD și sper să luăm cea mai bună decizie pentru România. Adică să avem un candidat care să fie capabil să-l înfrângă pe actualul președinte. Vă rog, concentrați-vă pe alegerile de duminică și am să vă explic de ce cred că ele sunt foarte importante. Sunt foarte importante, în primul rând, pentru că dacă vreți ca în România să fie un președinte liberal, trebuie înainte de orice, la aceste alegeri, să obținem un rezultat bun. Apoi, nu uitați că la anul sunt două rânduri de alegeri. Știu că aici, în sală, sunt primari de-ai noștri, consilieri, care bănuiesc că vor să-și reînnoiască mandatele. Alegerile de acum, prin obținerea unui rezultat bun, vor însemna o piatră de temelie mai solidă pentru rezultatele noastre de la an. Și sigur că un rezultat bun la alegerile locale ne dă speranțe că vom avea în Parlament o reprezentare și mai puternică. Profit de acest moment festiv să îl felicit pe Daniel Olteanu pentru modul în care se prezintă în Parlament. În Parlament pentru județul Vaslui și pentru felul în care a contribuit la întărirea considerabilă a acestei echipe. Alături de el, în sală, la prezidiu, se află colegul meu de această dată de la Senat, domnul senator Hadârcă, care este un om de mare valoare. După cum știți, este membru al Academiei din Republica Moldova, și colegul nostru Hadârcă are o dublă misiune patriotică să reprezinte și pe oamenii din Moldova și, bineînțeles, pe cei din județul Vaslui care l-au trimis în Parlament. Și le mulțumesc amândurora pentru eforturile pe care le fac pentru întărirea noastră în plan local. Acum, pentru că reuniunea a fost deschisă practic de colega noastră Mihaela Ușa, am ascultat-o foarte atent pe Mihaela și știu câte ceva din etapele ei de pregătire despre studiile pe care le-a făcut și sunt foarte bucuros pentru ea, în primul rând, dar și foarte mândru că avem în rândul nostru oameni care au înțeles că învățătura, studiile, creează premisa pentru performanță, creează premisa pentru a te realiza în viață și, mai mult de atât, uite că printre acești oameni, că foarte mulți oameni se realizează în viață, după cum vedeți, unii sunt foarte înstăriți sau extraordinar de înstăriți, dar puțin, odată ajungi acolo sus, se gândesc de unde au plecat. Se gândesc că au și o datorie față de comunitatea lor, față de cei care poate au fost mai puțin hărăziți de la Dumnezeu cu un talent sau cu o familie care să poată să-i ajute, să învețe, să progreseze în viață. Îi mulțumesc Mihaelei că își dedică, din câte știu, o bună parte din timpul ei pentru consolidarea organizației și pentru organizarea activităților noastre, cum le mulțumesc și celorlalți colegi, cum este domnul primar Tamaș, care înțeleg că pune mult suflet pentru reușita noastră la aceste alegeri. Numai în felul acesta, creând o echipă puternică, putem să avem performanță.
este credința mea. Și în al doilea rând, Andrei Gerea, care este cu o generație mai tânără decât mine și ne cunoaștem, am început împreună politica acum 30 de ani. Andrei știe cât de mult preț am pus pe generația care urmează, pe ajutarea celor din generația care urmează, dându-le responsabilități, acordându-le încredere, dându-le posibilitatea să arate ce pot să facă în viață, pentru că, sigur, pentru noi cei care am ajuns la o anumită vârstă, trebuie să ne uităm în spate, să vedem ce lăsăm în urmă. În primul rând, să lăsăm misiunea aceasta a reprezentării liberale în România pe oameni de calitate, pe oameni care au convingeri profunde că liberalismul este politica care duce cel mai rapid la propășirea neamului ăsta și la bunăstarea cetățenilor. Să știți că politica, multă lume m-a întrebat câteodată de ce s-au îngruntat. Că nu pot să râd așa ca Băsescu tot timpul, ca prostul. Să vă spun ceva. Marele Ionel Brătianu a spus la un moment dat următorul lucru despre politică. Zice, politica e ceva foarte serios. Este serios pentru că ai în mână soarta oamenilor. Și lucrul acesta pe mine mă face întotdeauna poate să fiu puțin mai încruntat, pentru că mă gândesc ca un politic ce pot să fac pentru țara mea, ce pot să fac pentru oamenii acestei țări ca să trăiască mai bine. În perioada când am fost prim-ministru, România a reușit să parcurgă o perioadă de prosperitate cum de puține ori în anii precedenți a reușit. Vă aduc aminte că în acea perioadă am reușit să majorăm salariile cu 60%. Am dublat pensiile și astăzi când merg prin țară mă întâlnesc cu foarte mulți români de vârsta a treia, care vin și îmi spun, vă suntem recunoscători că ne-ați majorat pensiile atunci și am putut să o ducem ceva mai bine. E bine, au fost și alte lucruri importante care au fost făcute. Am făcut investiții importante. Am adus în România firma Renault la Pitești, care este astăzi una din întreprinderile de referință ale României. Este probabil cea mai reprezentativă întreprindere a economiei românești. Am adus la Craiova Ford-uri. În România, în acea perioadă, au fost realizate investiții românești și străine record, care au creat locuri de muncă, care au fost mai bine plătite și asta spre beneficiul cetățenilor. Am cheltuit cea mai mare alocare bugetară pentru învățământ. Ajunsesem la aproape 6%, mai exact 5,8% din produsul intern brut pentru educație. Pentru că am convingerea că numai prin o educație solidă, oamenii vor putea să capete o meserie, vor putea să meargă eventual să facă studii la post-liceale sau la o facultate, studii universitare și în așa fel să fie pregătiți pentru viață, nu un simplu deținător de diplomă, ci un om care să își găsească un loc de muncă pe piața muncii. Eu știu că pentru cei mai mulți români, dorința cea mai arzătoare este să aibă un loc de muncă bine plătit. Suntem astăzi într-o lume liberă, fiecare dintre noi poate să călătorească, vedem cum se trăiește în vest și atunci asigur că aspirația naturală a fiecărui român este să trăim și noi ca cei din străinătate. Și sigur că România a făcut progrese importante în foarte multe domenii. Vă spuneam câte investiții au fost făcute. Vă spuneam câți bani au fost cheltuiți pentru învățământ, s-au cheltuit bani mulți și pentru sănătate. Dar n-am făcut destul. Astăzi, când am venit în Vaslui, m-am oprit la o benzinărie și vânzătoarea de la benzinărie, foarte supărată, o femeie tânără, care în ultima vreme nu se simte bine, a trebuit să se ducă la spital, să-și facă analize, investigații, controle, și îmi povestea cât de greu a fost pentru că nu a putut să-și facă toate aceste controle la spitalul de stat și a trebuit să se ducă la o clinică privată și a cheltuit foarte mulți bani. Și sigur că era nemulțumită și îi înțeleg această nemulțumire firească, pentru că până la urmă statul trebuie să aibă capacitatea să asigure serviciile medicale de bază pentru orice cetățean. Realitatea este că în sănătate, în ultimii ani, s-a investit
foarte mult, dar uite că nu e suficient. N-a ajuns serviciul de calitate, de sănătate la fiecare dintre cetățeni. Am luat, după cum știți, în domeniul sănătății o serie de măsuri referitoare la creșterea salariilor pentru medici și pentru asistente medicale. De ce? Pentru că a existat o adevărată emoragie de personal, doctori și asistente care au plecat să muncească în străinătate pe salarii mai bune. Sunt oare ei de condamnat? Atâta vreme cât suntem cetățeni ai Uniunii Europene, ne bucurăm de drepturile de cetățeni de a călători liber în orice țară, de a munci în orice țară a Uniunii Europene, prin urmare, e dreptul lor. Dar, în același timp, este și dreptul și obligația, dreptul românilor și obligația statului de a furniza servicii medicale de calitate. Și din acest motiv am mărit salariile ca să nu mai plece atât de mulți. Și în ultima perioadă aceste plecări s-au încetinit. Pot să vă spun că mulți doctori și multe asistente medicale au hotărât să se întoarcă în țară pentru că salariile sunt mai bune. Mă bucură că ministrul sănătății, doamna Pintea, face un efort considerabil și aproape mai bine decât un bărbat, ați văzut, să duce peste tot în țară, să facă controle la spitale, să vadă cum funcționează sistemul de sănătate. Mai avem mult de făcut în această privință și vreau să-i promit acestei femei din Vaslui, pe care am întâlnit-o astăzi, că facem toate eforturile să îmbunătățim cât putem sistemul de sănătate, în așa fel încât de el să profite fiecare cetățean care are nevoie. Mă rog să aveți cât mai puțin nevoie de a merge la spital, dar sigur că atunci când ajungeți acolo trebuie să fiți îngrijiți cum se cuvine, un serviciu de calitate, aparatură performantă și atitudine civilizată din partea personalului medical, care contează enorm. Așa progresează țara. România a progresat în ultima vreme. Mai avem de făcut. Trebuie să mai facem. Ce am făcut în ultimii 2 ani de când suntem la guvernare? Primul lucru și cel mai important în centrul preocupărilor noastre a fost din nou cetățeanul. Ați văzut că s-au mărit salariile. Am majorat salariul minim pe economie, pentru că e foarte greu să trăiești cu salariul minim când o singură persoană din familie este angajată. Am majorat de asemenea pensiile. Trebuie să vă spun că de la 1 septembrie, cei care sunteți la vârsta a treia, vă dau o veste bună. Pensiile se vor majora din nou. Acesta este drumul pe care mergem. După experiența cu guvernul Cioloș din 2016, o experiență proastă pe România, pentru România, am preluat această responsabilitate a guvernării și ne preocupă foarte mult să ne îndeplinim angajamentele. Pot să vă spun că un lucru despre care astăzi s-a vorbit, cred că a vorbit chiar Daniel Oltean, autostrada Albița-Tișița, care este un proiect important pentru Moldova, a fost finanțat studiul de fezabilitate și proiectul de la buget și este un proiect care va prinde conturi. Eu apreciez enorm aceste proiecte de infrastructură ca fiind necesare pentru Moldova. Pentru că, așa cum spuneam, dacă am adus Renault-ul la Pitești, pe Ford la Craiova, vreau să aducem investiții mari și în Moldova. Pentru ca voi, oamenii de aici, să puteți avea acele locuri de muncă mai bine plătite, care să vă permită să vă gândiți ce faceți în România și nu cum să pleacă în străinătate ca să se lucreze acolo. Dragii mei, spuneam mai devreme de guvernul din 2016 și m-am uitat în sală când stăteam la aici pe scenă și am văzut foarte mulți tineri. Și mă gândeam la viitorul vostru. Și mă gândesc la viitorul vostru în egală măsură cum mă gândesc și la viitorul copiilor mei. Eu am 3 băieți, dintre care cel mare are 23 de ani, cel mijlociu are 16 ani, se îndreaptă spre 17 și cel mic are numai 4 ani jumătate. Vă mulțumesc! Vă urez tuturor celor care astăzi purtați numele de Constantin și de Elena la mulți ani. Mulți ani sănătoși și frumoși. Dar vă spuneam că mă gândesc la
cei tineri. Ce facem pentru generația care urmează? Păi, dragii mei tineri, în primul rând, vreau să vă spun că eu, care am trăit 38 de ani în perioada comunistă și știu ce a însemnat comunismul și știu cum a reușit comunismul să țină închise gurile oamenilor prin teroarea instalată cu aparatul de securitate. Nu vreau să văd astăzi copiii securiștilor noștri care sunt regrupați în Uniunea Salvați România să ajungă securiștii copiilor noștri, adică ai voștri. Eu vreau ca România să fie o țară liberă. În primul rând, în care să se poată gândi liber, în care să se poată vorbi liber, în care să puteți călători, în care să puteți întreprinde, să vă duceți să faceți studiile acolo unde vreți, acolo unde credeți că este cea mai bună posibilitate, oportunitate, cum se spune, pentru voi, ca să vă realizați în viață. Eu vreau o țară liberă și trebuie să înțelegeți că libertatea înseamnă democrație și nu există prosperitate fără libertate și democrație. Nu v-a spus faptul că discut cu Varujan, cu care de 30 de ani, și cu Andrei Gerea facem politică împreună. Eu nu mi-am imaginat în 1990-91 că după 30 de ani o să vedem în România un sistem care funcționează după modelul din anii 50-60, în care țara este condusă de serviciile secrete și de procurori. Nu asta este România europeană, nu asta e statul de drept. Vreau o Românie puternic democratică, profund liberă, care este în serviciu cetățeanului. Voi, cei tineri, trebuie să înțelegeți că instituțiile statului sunt făcute ca să servească cetățeanul și nu să aservească cetățeanul. Pe mine mă cutremură faptul că văd astăzi mulți tineri în România care preamăresc instituțiile represive ale statului. Nu există nicio țară în lume, presă, oameni tineri, intelectuali, să auzi că laudă procuratura. Asta nu este o țară europeană, nu e o țară democratică dacă ne comportăm în acest fel. Vedem abuzurile care s-au petrecut în ultimii ani. Foarte mulți oameni care au fost acuzați pe nedrept, plimbați cu cătușe la mâini prin fața televizoarelor, închiși ca după aceea să fie eliberați și găsiți nevinovați. Cine le plătește lor zilele petrecute în închisoare? Cine le repară onoarea? Cine le redă demnitatea? Cine le redă carierele distruse sau familiile destrămate de pe urma acestor acțiuni scelerate? Justiția, într-o țară normală, trebuie să aibă deasupra numai legea și pe bunul Dumnezeu. Nu serviciile secrete, nu factorul politic, nu președinte, nu partide politice, nu nimic. O țară democratică în care funcționează statul de drept trebuie să fie guvernată de o justiție care este corectă și care se bazează strict pe lege. Aceasta este România pentru care luptăm, pentru care eu lupt ca liberal și vă îndemn și pe dumneavoastră să vă asociați la acest efort. În final, ce vreau să vă spun? Pentru că suntem într-un județ care face parte din zona Moldovei, care din punct de vedere economic nu este atât de dezvoltată, oarecum rămasă în urmă față de celelalte zone geografice ale țării. Eforturile mele, ale colegilor mei, și aici vreau să îl laud pe Varujan Măzganian, ca reprezentant, aș spune, nu numai aliașului în Parlament, dar el predează pentru întreaga Moldova și cu Daniel Olteanu și cu senatorul Habirca, cu toții facem eforturi ca să atragem investiții în Moldova, să dăm mai mulți bani pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru că știm că acestea sunt premisele pentru creșterea calității vieții și a prosperității fiecăruia dintre dumneavoastră. Acesta este angajamentul nostru pentru Moldova. Pentru că suntem în preajma... europene, vreau să vă spun și câteva cuvinte despre alegerile europene și Parlamentul European.
să fiți convinși că din ce în ce mai mult în Parlamentul European se iau decizii care vizează direct România și viața noastră. Aceste decizii ne influențează direct calitatea vieții. Vă dau un exemplu simplu. În Parlamentul European viitor se va dezbate bugetul Uniunii Europene. În cadrul bugetului Uniunii Europene figurează pachetul denumit Politica Agricolă Comună, prin care se stabilesc subvențiile pentru fermieri. În momentul de față, subvenția pe hectar este în România între 190 și 200 de euro pe hectar. Ea trebuie să ajungă la nivelul mediu din țările din vest, adică 300 de euro pe hectar. Ăsta este unul din obiectivele pe care colegii mei care merg în Parlamentul European îl vor avea. Să ducă subvenția în agricultură pentru fermier la nivelul care este în Uniunea Europeană. Da? Vrem mai multe fonduri structurale pe politica de coeziune. Acești bani vor trebui folosiți pe proiectele de infrastructură din orașele și localitățile din județul Vaslui. Pentru alimentare cu apă, pentru drumuri asfaltate, pentru introducere de gaze, pentru școli, pentru grădinițe, pentru creșe. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le facem în așa fel încât calitatea vieții dumneavoastră să fie cât mai bună. Sunt și alte lucruri importante care se vor decide în Parlamentul European. Dar mai presus de toate acestea, eu vreau ca această politică care a fost practicată cu o sârdie în ultimii ani de denigrare a României în Parlamentul European de către parlamentarii din PNL să înceteze. Colegii mei știu că au cea mai importantă misiune și anume aceea de a face ca România să fie tratată pe picior de egalitate cu celelalte state. Nici nu vom tolera și nici nu vom accepta ca Europa să fie grupată în două. Țări și popoare de mâna întâi, de rangul întâi, și țări și popoare de rangul doi. Vreau ca România să fie respectată și tratată în mod egal cu celelalte țări, așa cum este normal, așa cum au gândit părinții fondatori ai Uniunii Europene, dar pentru acest lucru ne trebuie oameni care să aibă convingeri patriotice că acolo se duc înainte de orice. Nu să facă scandal în Parlamentul European, nu să-și ponegrească propria țară, ci să o reprezinte cu cinste și cu demnitate. Și vă rog să le dați încrederea, pentru că numai în acest fel noi vom putea să fim cetățeni egali ai Uniunii Europene. Vă mulțumesc și vă urez succes! Avem și un moment plăcut la sfârșit, doar câteva minute, dar nu aș vrea să ne despărțim înainte de a vă ruga să nu validați vehiculul electoral numit referendum de duminică 26 mai. Vehicul electoral pentru președinte care a vrut să intre în campanie electorală să susțină creșterea în sondajele de opinie sau preferințele electoratului a partidului care îi susține campania electorală. Deci, vă rog, nu validați duminică acest vehicul electoral care se numește referendum. Pur și simplu, nu luați buletinele de vot. Și în încheiere, nu întâmplător am lăsat la sfârșit un moment care poate ar fi trebuit, sau cu siguranță ar fi trebuit să se întâmple la începutul întâlnirii noastre. Dar îl rog pe Luca să vină lângă noi.
buletinele de vot, nu luăm buletinele de vot și nu semnăm de prezență pentru referendum. Ne interesează doar alegerile locale. L-am chemat lângă mine pe Luca, care ar fi trebuit să presteze la începutul evenimentului nostru, dar am vrut ca toți colegii noștri candidați de pe listele pentru europarlamentare să plece de la Vaslui cu o anumită trăire pe care să o transmită și celorlalți colegi ai noștri care nu sunt astăzi aici, sunt prin alte zone prin țară, și anume imnul României. Să poarte plenitate la Bruxelles. Luca, te rog! Conferința de presă, de la final, președintele ALDE a anunțat că a venit la Vaslui văzând ce eforturi a depus deputatul Daniel Olteanu în cele 9 luni de mandat. Bună ziua, vă salut din nou pe toți. Vreau să vă mulțumesc mult pentru că ați răspuns pozitiv invitației noastre de a participa la conferința de presă de astăzi. Știu că nu mai e nicio nevoie, dar vă rog să-mi dați voie totuși să prezint colegii din prezidiu. În stânga noastră, Ciprian Tamaș. Păne Vasluien, mai bine. Să ne preziți pe noi. Ciprian Tamaș, directorul nostru de campanie, domnul vicepreședinte Varujan Vosganian, domnul senator Ioan Hadârcă, domnul ministru Viorel Ilie, domnul vicepreședinte Andrei Gerea și, bineînțeles, alături de mine, domnul președinte Călin Popescu Tăricianu. Eu vreau să-mi dați voie să le mulțumesc din suflet încă o dată, pentru că în ciuda programului extrem de strâns și au făcut timp și au inclus județul Vaslui pe lista destinațiilor din această perioadă. Cu siguranță nu pe mine vreți să mă auziți vorbind astăzi. Domnule președinte, vă rog. Da. Am observat că era și o doamnă care e corespondentă, dar nu mai știu la
să nu fac vreo confuzie. La Ager Press? Nu, nu, nu. România TV. TV, la România care, TV. E acolo? Da, Aurina Petre. Este aici. Dar nu o văd. Unde e? Face un sincron cu candidatul de la Vaslui. Și noi suntem la live. Okay. Cu Mihaela Hușanu. Hușanu. Am înțeles, da. Daniel, îți mulțumesc. Să știți că planificasem pentru această săptămână ca eu personal să nu mai merg nicăieri în teritoriu, nu pentru că, mă rog, n-ar fi nevoie, nu pentru că n-aș mai putea, ci din alt motiv, pentru că sunt câteva oportunități de a merge la televiziunile de știri din București, care au acoperire națională și atunci planificasem puțin diferit programul. Numai că, nu vă ascund, eforturile pe care le-a făcut în ultima perioadă Daniel Olteanu la conducerea organizației m-au făcut să mă simt obligat să vin în Vaslui și planificasem, Daniel, ca asta să fie ultima deplasare, numai că obligațiile ne năpădesc. Și Andrei Gerea, care e coleg și prieten cu mine de 30 de ani, mi-a spus că dacă vin în Vaslui, atunci nu pot să nu vin și în județul Argeș, așa că o să fac și eu de plasare în județul Argeș și în pofida programului pe care l-am stabilit inițial. După cum vedeți, astăzi am venit însoțit de o echipă foarte puternică, în primul rând doi dintre candidații pentru alegerile de la Parlamentul European care nu sunt din județ, mă refer la Varujan Vosganian și la Andrei Gerea. Alături de noi este ministru pentru relația cu Parlamentul, domnul Viorel Ilie, care este și parlamentar de Bacău, și, bineînțeles, domnul senator Ioan Hadârcă, colegul meu din Senat. Și această prezență noastră aici se justifică, așa cum v-am spus, prin obligația pe care noi am simțit că o avem față de organizație și față de Vasluien, să venim să le vorbim despre semnificația alegerilor pentru Parlamentul European. Și colegii au organizat astăzi o reuniune politică foarte bună. Al doilea lucru pe care doresc să vi-l spun, dumneavoastră celor de la Vaslui, poate îl cunoașteți mai puțin acest aspect, este că Varujan Vosganian, în calitatea lui de parlamentar de Iași, dar el simte că are o responsabilitate mai largă pentru că este autorul programului pentru Moldova, de investiții pentru Moldova. Da? Simte că are o responsabilitate pentru întreaga regiune a Moldovei, pe bună dreptate, pentru că cifrele, statisticile arată o anumită rămânere în urmă a Moldovei față de celelalte regiuni ale țării, din multe puncte de vedere. Dacă discutăm despre calitatea infrastructurii, dacă discutăm despre venitul mediu pe locuitor și alți indicatori. Eu simt că lucrurile încep să se schimbe. De ce? Pentru că întotdeauna se creează undeva un pol de atracție important și, așa cum era și normal, polul de atracție este reprezentat de Iași prin cea mai importantă valență pe care o are Iașiul. Să știți că valența cea mai importantă nu e cea istorică, sau dimensiunea, dacă vreți, mai degrabă politică din trecut, ci faptul că este mare centru universitar, e unul din primele 3-4 centre universitare din România și în jurul lui se coagulează diverse activități care valorifică mâna de lucru cu pregătire universitară din Iași. Acest lucru înseamnă că Iași o să înceapă să radieze în toată zona Moldovei. Da, pentru asta sigur că mai trebuie făcute o seamă de lucruri. Și Varujan a insistat foarte mult la negocierile pe care noi le-am avut cu partenerii noștri pe bugetul de 2019 pentru includerea celor mai importante proiecte de infrastructură pe cale ferată, rutieră și aeronavală, aeriană, să zicem, să nu cumva credeți că aeronavală înseamnă neapărat navigație pe luciu de apă. Deci, aceste proiecte care trebuie să conecteze Moldova de sudul țării și de vestul țării și, bineînțeles, de vestul Europei, vor reprezenta un atu principal pentru atragerea de investiții care să
sporească numărul de locuri de muncă și să aducă locuri de muncă mai bine plătite. Este între ele, dacă vreți, da, Varujan le visează, așa că o să-l rog pe el să menționeze câteva. Eu am să vă menționez autostrada Albița-Tișița, care este foarte importantă și sigur că ceea ce ne dorim este să existe o autostradă care să lege sudul de nordul Moldovei, așa cum v-am spus, precum și o cale ferată rapidă care să permită deplasarea, accesul rapid și pentru persoane și pentru mărfuri pe relația asta, după cum e importantă și relația pe direcția est-vest. În fine, pentru că suntem în pragul alegerilor pentru Parlamentul European, le-am explicat colegilor noștri câteva din obiectivele pe care parlamentarii noștri europeni le vor avea în viitorul Parlament. Și unul din aceste obiective este legat de nivelul subvențiilor pentru fermieri. Suntem îngrijorați, sunt îngrijorați și colegii mei la fel, pentru că în proiectul pentru viitorul buget, cheltuielile pe capitolul politică agricolă comună scad în pondere de la 37% la 29%. Și lucrul acesta pune în pericol egalizarea subvențiilor pentru fermieri. Bugetul nu s-a votat încă, îl votează viitorul Parlament. Deci aici vor avea o misiune în care cred că vor avea aliați și pe parlamentarii din țările din centru și estul Europei, pentru că nu suntem numai noi în situația asta. Deci ambiția noastră este ca în momentul de față subvențiile, cât sunt Varujan, 193 sau 197, între 190 și 200 de euro pe hectar, să ajungă la nivelul mediu din Uniunea Europeană, adică la 300 de euro pe hectar. Sunt și alte obiective pe care le avem. Ponderea cheltuielor pe politica de coeziune, iarăși scare de la 10 la 8%. Și sigur că noi pe politica de coeziune cu proiectele pe fonduri structurale am avut de câștigat foarte mult în ultimii ani. Primarii care au știut să acceseze fondurile europene au făcut din orașele lor niște mici bijuterii. Eu călătoresc în toate județele din țară și vă spun că am văzut exemple lăudabile din acest punct de vedere, localități care s-au ridicat foarte mult, care sunt extrem... Și nu vă gândiți la orașe mari. Am fost acum într-o localitate din Iași în care am văzut, cred că la Dumbrăveni, de unde te-am luat pe tine, Varujan. Da, Dumbrăveni, între Suceava, da? Și Botoșani. Așa. Deci nu discutăm de capitale, de județ sau de orașe cu 50.000 de locuitori. Deci e un alt obiectiv important. Sunt și alte chestiuni. Directiva pe transporturi. Nu știu dacă știți despre ce e vorba. Franța intenționează să introducă o serie de bariere protecționiste pentru a limita accesul firmelor de transport internațional, cei care fac tir, da? În țările din vest. În momentul de față, țările noastre, România și celelalte țări din zonă, fac o concurență puternică firmelor din vest. Paradoxul este că Uniunea Europeană este construită pe cele patru libertăți, între care și libertatea de circulație a mărfurilor, a serviciilor. Ar fi foarte greșit să se revină la politicile protecționiste din trecut, mai ales că România, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, a deschis complet, a ridicat orice fel de barieră în calea firmelor străine. Deci firmele străine pot să vină să concureze la noi fără niciun fel de restricție firmele naționale. Același lucru îl pretindem și noi, ca firmele noastre să aibă posibilitatea să meargă în Occident și să facă concurență. Cine e mai bun, până la urmă, învinge. V-am dat trei exemple concrete de subiecte pe care colegii mei parlamentari europeni le vor avea în vedere în viitorul Parlament European. Dar sigur că toate acestea trebuie subsumate unui obiectiv mai mare pe care eu îl intitulez să ne recâștigăm locul pe care îl merităm în Europa. Adică România să fie tratată pe picior de egalitate cu celelalte țări, nu așa cum s-a întâmplat până acum și cum pare să se prefigureze în mintea unora din liderii europeni, o Europă cu două viteze. Europa cu două viteze, în traducere liberă, că asta e formula ambalată așa elegant, înseamnă țări de rangul 1, țările care decid, și țările de rangul 2, care
urmează deciziile, care aplică deciziile luate de ceilalți. Nu aceasta e Uniunea Europeană la care am visat și, din punctul meu de vedere, noi nu vom tolera o Europă cu două viteze și nu vom accepta o Europă cu două viteze. Uniunea Europeană este un proiect care a fost gândit de părinții fondatori la sfârșitul anilor 40, mijlocul anilor 50, ca o comuniune de state egale. De altfel și tratatele Uniunii prevăd același lucru. Acum se discute de găsirea unor alte formule de luare a deciziilor, de formule cu diferite majorități pentru luarea deciziilor, lucru care înseamnă că politica de până acum, care dă fiecarei țări un vot și nu se pot lua deciziile importante decât prin consens, să fie abandonată și să dea unui grup de țări, așa cum v-am spus, rolul predominant. Eu cred că acesta e un pericol mare pentru Europa și dacă oamenii politici, inclusiv de la noi, nu reflectează profund asupra semnificației ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, cred că greșim foarte mult. Pe noi, de exemplu, pe toți colegii mei și pe mine, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană considerăm că reprezintă o lovitură dată construcției europene. De ce? Pentru că Uniunea Europeană va fi mai slabă decât înainte și mai dezechilibrată. Și pentru că vorbeam înainte de bariere protecționiste, întotdeauna Marea Britanie a fost campioana liberalizării economice. Da? Prin plecarea ei, cea mai puternică voce în favoarea unei economii de piață, unei economii liberă, pleacă așa încât anumite tendințe protecționiste probabil că se vor manifesta cu consecințe negative asupra funcționării Uniunii Europene. Dar nu numai asta, e o problemă serioasă, sigur, și din punctul de vedere al asigurării capacității de apărare a Uniunii Europene, ca să nu mai vorbesc de un element cheie de preocupare pentru noi, și anume românii care muncesc, trăiesc și studiază în Marea Britanie, cărora o plecare dezordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană le poate pune în pericol statutul pe care l-au în momentul de față. Și, ca să înțelegeți bine, ceea ce am observat în ultima perioadă este că unii lideri europeni au procedat de așa manieră încât au vrut să împingă Marea Britanie peste bord, cum s-ar zice, da? Adică să-i facă vânt în apă de pe vapor. Eu cred că e greșit. E greșit pentru că Uniunea Europeană va fi cu atât mai puternică cât va fi capabilă să demonstreze că este o construcție care are coeziune internă între țări, da? Nu liniile de demarcație sud, nord sau est, vest vor face Europa mai puternică. Varujan? Doar atât. Nu vreau până la Siret, Bărăgan și dezvoltarea aeroporturilor pe sistemul cargo și traversarea munților. Ați văzut că deja au intrat în procedură cele două autostrăzi, cea de la Iași și cea de la Bacău către Ardeal. Vreau doar să fac o scurtă completare la proiectul Altișița-Albița. Trebuie să spun că Daniel Olteanu, colegul nostru, a depus o muncă foarte, foarte eficientă și tenace pentru acest proiect. El a intrat în procedură guvernamentală și etapele sunt următoarele. Prefezabilitate, fezabilitate și proiect tehnic până în 2020, nu prefezabilitate ce a trecut, până în 2021, când din 2021 intră pe finanțarea construcției, pe proiectul Facilitatea Conectivității Europene și care are în vedere zonele de frontieră ale Uniunii Europene. Așa, proiectul a intrat pe șină. Sunt convins că Daniel Olteanu va urmări în continuare ca proiectul să se realizeze și noi, la nivel ALDE, în fiecare lună, facem monitorizarea și vedem dacă proiectele sunt în grafic. Ăsta este în grafic. De când împreună cu Daniel l-am introdus în program, Daniel a reușit să păstreze grafic, sigur, în colaborare și cu transparent. Întrebări? Domnule președinte,
suntem pe ultimele zile de campanie. Acest război român-român din campania asta electorală, cui credeți că folosește? S-au învrăjbit românii unii împotriva celorlalți. Cui credeți că folosește toate acestea? Să știți că, din punctul meu de vedere, această învrăjbire nu este specifică ultimilor săptămâni de campanie electorală. Fractura asta enormă în societate este de o bună bucată de vreme și cred că este cel mai regretabil lucru care s-a întâmplat pentru România. De aceea eu cred că acum privim numai pentru alegerile pentru Parlamentul European, dar cred că perspectiva trebuie să fie mai lungă. Ce facem cu România? Crezul meu este că noi trebuie să avem o Românie unită. Dar, așa cum spune proverbul, știți că peștele de la cap se împute. Atâta vreme cât președintele României nu va înțelege că misiunea lui cea mai importantă, dincolo de reprezentarea la întâlniri oficiale și sindrofii, este să țină pe români împreună, pentru că el este președintele tuturor românilor după ce este ales, atât timp cât acest lucru nu o să se întâmple, România o să rămână, din păcate, o țară divizată, în loc să fie capabilă să își unească energiile pentru a progresa, pentru a fi capabilă să fie luată în seamă ca o țară puternică. Suntem a șaptea țară europeană, dar ca pondere politică nu suntem a șaptea țară europeană. De aceea am spus în nenumărate rânduri și continui să cred că România trebuie să-și asume un proiect național major, să devină a șaptea țară ca pondere, da, în deciziile politice din Uniunea Europeană. Acest lucru se poate întâmpla dacă România va progresa economic suficient, pentru că numai țările cu economie puternică pot să aibă greutate și în deciziile politice. Deci, eu așa văd viitorul. O țară care să fie condusă de un președinte care unește românii și nu îi dezbină. Da? Și cred că sunt în asentimentul majorității românilor. Domnul președinte, Daniel Olteanu a preluat de puțin timp organizația partidului dumneavoastră. Dacă ar fi să dați o notă în sistemul nostru de la 1 la 10, cam cum ați catalogat prestația lui de până acum? Am spus-o la reuniunea pe care am avut-o, l-am lăudat, aș spune, nu că am avut cuvinte de apreciere, l-am lăudat pe Daniel, face o treabă foarte bună, se cunoaște că a venit și că a luat destinele organizației în mână, am văzut ce face organizatoric, știu. Dacă o să zic că îi dau nota 10, să nu se dezumfle după aia, că nu... Nu, 10 se dă numai după alegeri. Trebuie confirmate la alegeri. Vă întreb că atunci când dumneavoastră erați patronul nostru la presă, la Radio Contact, și nu i-a să ne dați note. Nu prea sunt darnicul nostru. Există... Auzi, asta mi-aduce aminte, vă spun ceva off the record. Eram asistent universitar. Da, bine, le spun după aia. Un episod de când eram asistent universitar cu notele, da, o să vă spun. Așa, vă rog, alte întrebări dacă aveți. Da. Care îl dau pe actualul parlamentar de la PMP, pe domnul Chimeț, îl dau a fi foarte aproape de intrarea în ALDE. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți atât de bine realitatea județului Vaslui, dar noi considerăm că s-ar strica foarte mult prin venirea noastră, construcția care a început și care e destul de solidă. Pentru că avem aici și un om de echilibru, domnul Hadârgă, care e ca un tătic așa, organizație cu spasul de dumneavoastră și tot. Cred că ar strica. Bine, ALDE a devenit cu 3 parlamentari o forță în județul Vaslui, însă... Da. Vă întreb, credeți că... Vă spun, nu, eu nu-l cunosc pe domnul Bichineț, am auzit de dânsul, îl cunosc puțin,
dar nu suficient ca să pot să fac vreo apreciere și în orice caz, o astfel de decizie rămâne să fie analizată întâi de colegii mei de la Vaslui și de-abia după, dacă ei sunt, dacă ei consideră o astfel de mișcare inspirată, atunci asigur că ajunge și la analiza noastră și la validarea noastră în final. Da? Nu ne... Acum suntem concentrați pe alegerile pentru Parlamentul European. Daniel și cu colegii și cu domnul senator Hadârcă s-au angajat să obțină un scor bun, pentru că în 2016 n-am avut rezultate bune în Vaslui, deci asta ne propunem acum. Și ultima întrebare, dacă mai permiteți. Dumneavoastră ați fost subator la Bruxelles al intrării Uniunii Europeană. Da, vă spun că ceremonia a fost la desemnare a tratatului, a fost la Luxemburg. Atunci. Să știți că și eu, ca și mulți români, credem în proiectul european și eu cred în proiectul european, dar nu proiectul e problema, nu Uniunea Europeană e problema, ci viziunea unor lideri. Constat anumite aroganțe din partea unora din liderii occidentali, care mie mi se par nefirești, pentru că țările noastre nu sunt cu nimic mai prejos decât țările lor. Avem un handicap însă, sigur că am fost 45 de ani sub comunism și că anumite mentalități nu s-au șters încă și sunt anumite urme care nu s-au șters, pe care le vedem, decalajul de dezvoltare enorm, dar în privința capacității noastre de a gândi european, de a acționa european, de a concura pe europeni, n-am niciun fel de rezervă. Cred că pentru România aderarea la Uniunea Europeană este o realizare enormă. De ce? Pentru că în felul acesta noi avem o garanție multiplă de democrație, de libertate, de prosperitate, de capacitate de a concura într-un spațiu care ne stimulează și pe noi și le dă posibilități românilor pe care noi nu le-am visat. Cei care am trăit, eu am până la 38 de ani, am trăit în brava Românie socialistă. N-am visat că aș putea să merg să-mi fac studiile în străinătate, cum pot cei din generația tânără de astăzi, sau să lucrez în străinătate. Asta nici măcar să călătoresc. Lucrurile astea reprezintă realizări importante. Și acum, ceea ce văd, am și spus, anumite tendințe care par să contureze ideea unei Europe cu două viteze, cu care noi nu suntem de acord. Da, sigur că până la urmă asta este o temă de dezbatere și de decizie și în pofida aspirațiilor unora de a considera că Europa trebuie să fie condusă de anumite țări și celelalte țări să joace un rol de rangul 2, nu cred că se va merge pe această formulă, pentru că ea riscă să ducă la destructurarea Europei. Și spuneam și colegilor astăzi în sală, ieșirea Marii Britanii trebuie să fie un semn major, un semnal major. Da. Puneți acum să obțineți un astfel de rezultat și aici. Ce înseamnă? Traduceți, vă rog, ce înseamnă rezultatul bun? Rezultatul bun, vă spun ceva, va depinde și de rezultatul mediu pe țară, da? Pentru că dacă noi pe țară obținem 12%, atunci în funcție de media pe țară se raportează și celelalte județe, județe care au performat mai mult și județe care au performat mai puțin. Da? Dar mi-e greu acum să vă spun cu exactitate, să dau o cifră pentru... Daniel e foarte ambițios, așa că din această perspectivă sunt mai liniștit decât eram acum 3 ani. De fapt, în toată țara asistăm la acest proces în care filialele se dezvoltă, se consolidează, partidul de acum nu mai arată ca partidul din 2016. Uitați, am fost zilele acestea cu colegii de aici, am fost și în alte județe, am fost când am fost sâmbătă, Suceava, Botoșani, da?
La Botoșan, de exemplu, tot așa, aveam organizație slabă. Avem acum o organizație bună la Botoșan, care știu că va scoate rezultate incomparabile cu cele din 2016. Pentru că oamenii au început să capete încredere în noi, văd că mesajul nostru e unul corect, de consecvență, suntem consecvenți cu ceea ce vorbim aia și facem. Și probabil că mai contează încă ceva. Experiența pe care o avem și când am fost în funcții de decizie, și colegii mei și eu am reușit multe lucruri să le facem pentru oameni. Vă spun că și astăzi merg prin țară, pe unde mă duc, mi se întâmplă mereu același lucru. Persoane care vin și îmi spun, vai, știți, ne-ați majorat pensiile, nu uităm ce bine a fost când ne-ați majorat pensiile, că în perioada 2004-2008 au fost pensiile dublate. Oamenii apreciază lucrurile astea, dar nu numai. Eu le-am vorbit astăzi colegilor de investițiile care s-au făcut în perioada când eram prim-ministru. A avut România cel mai înalt nivel de investiții. Un nivel record care n-a mai fost atins 32%, da. Nu mă refer numai la investițiile străine care au venit, să înțelegeți bine. E vorba ce... Îi mulțumesc lui Varujan că a subliniat. E vorba de totalul investițiilor alocate din buget. Nu, din PIB. Ca procent în PIB, da. Dar de la buget. Investiții alocate de la buget. Da. Am pornit atunci un program care a avut mare succes, că vorbesc cu aleșii noștri locali și nu numai cu ai noștri, cu toți. A fost, dacă vă aduceți aminte, OG7, Ordonanța Guvernului 7, da? Infrastructură în mediul rural, care este tăticul PNDL-ului de astăzi. Atunci au început, eu mi-aduc aminte, am fost în niște comune. Venea oamenii și îmi spunea, n-am visat în viața mea să avem asfalt pe stradă. În mediul rural, sigur că, da, aspirațiile oamenilor sunt firești, adică nivelul de trai nu trebuie să cunoască o discrepanță între oraș, la oraș confort și la țară, domne, lăsăm latrina în curte sau drumul cu noroi. Da, fără rezerve, noi cei care suntem aici la masă împărtășim o constatare comună, și anume că din PNL n-a mai rămas decât numele, da? Denumirea de liberal. N-are nicio legătură modul în care acționează, modul în care se prezintă, modul în care susține anumite valori, n-au nicio legătură cu liberalismul, iar în ceea ce privește discursul politic, e o jale. Mă refer la actualii lideri ai PNL-ului. Nu mi-am imaginat ca partidul să coboare atât de jos.